Reușita legislativă pentru ca o zonă industrială să poată fi amenajată la Suceava îi aparține senatorului de Fălticeniu Vidu Donțu, căruia primarul Ion Lungu îi mulțumește. Așa cum se știe, a fost aprobată legea 186/2013 și vreau aici să-i mulțumesc domnului senator Donțu, care iată s-a ținut de cuvânt, a spus că merge în Parlament să bate pentru această lege. A ieșit această lege a parcurilor industriale. Și aici colaborăm cu dumnealui, vreau să vă spun că și în prezența primului ministru am avut o discuție pe această temă a parcului industrial în zona termică, în ideea de a crea locuri de muncă în municipiul Suceava. Este o problemă care e valabilă la nivel național, dar noi dorim să valorificăm zona de la termică, să dezvoltăm un parc industrial acolo. Și vreau să vă spun că primul ministru a apreciat ideea și sigur în ceea ce privește a zis că ne acordă tot sprijinul. În acest context, condițiile de bază sunt îndeplinite și se poate lucra la studiul de fezabilitate. După cum se cunoaște, Primăria Municipiului Suceava a alocat pentru anul 2013 în buget suma de 100.000 de lei RON, 1.000.000 de lei vechi, pentru un studiu de amenajare, parc industrial, zonă industrială. Urmează, așa cum spuneam, să facem acest studiu de fezabilitate al parcului industrial, din care trebuie să rezulte două chestii foarte clar: condițiile de eligibilitate, dacă suntem eligibili ca parc industrial, și din ceea ce am citit eu în lege, dacă este în proprietatea, mă rog, cine este proprietar, Consiliul Local de Proprietari, are acces la un drum european, avem acces la drum european, are o suprafață compactă, este suprafață compactă, deci condițiile de bază ar fi îndeplinite să fim parc industrial. Doi, facilitățile care se acordă, sigur, facilitățile date prevăzute de lege, cele legate de impozite pe clădiri, pe teren, de scoaterea din circuitul agricol și alte impozite care sunt la îndemână autorităților locale și taxe, mă refer aici la taxe de urbanism, de autorizare, deci să stabilim prin acest studiu și vom intra în Consiliul Local facilitățile pe care putem noi să le acordăm, deci o dată eligibilitatea, facilitățile și trei, un partener cu care ne vom asocia. Proiectul Parcului Industrial de la Suceava urmează să fie realizat în asociere cu Camera de Comerț și Industrie.